Pentru Scorpioni, Marte, guvernatorul lor, în continuare în semnul gemenilor, în casa a opta, iar acest lucru înseamnă preocupare pentru sumele pe care le au de dat, de restituit, de rambursat. Mai ales că Jupiter, acolo în semnul gemenilor, guvernează casa a doua și sugerează un transfer de bani de la ei către cineva. Este din acest punct de vedere o perioadă destul de încărcată pentru ei. Nu înseamnă că nu sunt câștiguri. Sigur, importantă, majoră este preocuparea aceasta pentru a restitui. Sunt câștiguri pentru că, pe de altă parte, Soarele, Venus, Mercur sunt în poziții favorabile lor. Poate ziua de luni este cumva mai delicată cu opoziția aceea Venus-Saturn, poate că li se amână o plată, o încasare. Poate că dacă este vorba, știu, de o prestație, de o întâlnire la momentul respectiv, clientul nu este dispus să ofere cât cer ei nativii Scorpion. Din acest punct de vedere, foarte posibil să fie mici neînțelegeri în zilele de luni și marți. Mai departe însă se poate trece peste acest moment, nu rămâne cu foarte mare supărare. Dacă este vorba despre cei care așteptau un plus, un bonus, o primă, o performanță, poate un bonus pentru performanță, poate că nu vine atunci, poate că discuțiile nu sunt așa cum se cum și-ar fi dorit ei, însă sunt niște situații, lucruri rezolvabile în perioada care urmează. Bine este totuși ca să lase loc de bună ziua, o ușă deschisă, un canal de comunicare, de rezolvare în continuare a unei neînțelegeri.